Eu doar să joc un meci, un meci intens. Adrenalina aia de dinaintea meciului și pregătirea, mi-e dor de acele trăiri. Horia Tăcău s-a întors pe terenul de tenis după câteva luni în care s-a pregătit în casă sau în jurul blocului. De câteva zile a început antrenamentele, însă doar pentru a se menține în formă. Când a pășit prima oară pe zgură, s-a simțit ca peștele în apă. Parcă niciodată n-am avut așa poftă de antrenament și de joc. Mă bucuram efectiv de jocul de tenis. Și asta e minunat, o lecție mare învățată în această perioadă, să mă bucur de sport, să mă bucur de tenis, așa cum este, ca un joc, ca un sport și să nu mai fiu așa încrâncenat cu lucruri care mi ies sau nu mi ies. Pe la început am zis să-mi fac un program disciplinat de care să mă țin. M-a ajutat că mă antrenam împreună cu prietenii mei, ne-am setat o oră, intram pe canalele astea de online video. Și ne motivam între noi să facem acea oră, oră jumate de antrenament zilnic. După vreo 3 săptămâni de... și mă bucur că ne-am ținut 3 săptămâni, mi-am pierdut toată motivația de a mă antrena între 4 pereți. Deci mi-era foarte greu să stau din nou în casă și să fac aceleași exerciții. Simțeam nevoia să ies afară, să alerg. Horia mărturisește că nu a fost niciodată constrâns să stea într-un singur loc 3 luni de zile, mai ales într-un apartament. Însă această perioadă a avut și beneficiile ei. Am învățat că pot să stau și singur și acasă sunt ok. N-am nevoie să mă duc să joc, să câștig, să... Am fost foarte ok cu această perioadă. Mi-era dor de natură, deci mă încarc foarte mult din natură și din plimbările în natură și de asta mi-a fost mare dor. Am reușit să mă conectez și să țin legătura cu prietenii și cu familia de aproape, chiar dacă o făceam prin telefon, dar fiind acasă mai mult și nefiind plecat prin turnee unde sunt concentrat acolo și toată atenția mea se duce acolo, acum am simțit că m-am apropiat de ei foarte mult, de prieteni și de familie. Și acum mă bucur că am început să ne antrenăm afară și încet, încet revenim la o oarecare normalitate. Ce ai făcut în gospodărie? Da, cred că am trecut prin toate etapele, de la gătit mai mult decât oricând, la făcut curat. Mi-am dat seama cât timp și efort necesită să ai grijă de un apartament, cu totul, cu ștersul prafului, cu curățenia la bucătărie, cu tot, dacă vrei să fie tot în ordine. Petreceam jumătate de zi curățând și o apreciez cu atât mai mult pe doamna care mă ajută pe mine cu curățenia. Ce ai gătit bun? Găteam paste, omlete, lucruri din astea foarte simple. Am început să gătesc și pește, somon, ton, cuscus, lucruri foarte simple, dar pe care nu știam să le gătesc până acum. Dar mi-am dat seama că nu e chiar atât de complicat să le gătești și îmi place să gătesc, dar cu curățenia de după mai puțin. Mai greu cu spălatul vaselor, da. Nu? Da. S-a gândit și ce va face după ce își va încheia cariera de jucător profesionist și a profitat de timpul liber avut pentru a afla ce presupune meseria de antrenor. Mereu am fost cu viziunea spre perioada când mă voi opri din tenis și voi antrena. Și am vrut să iau un start mai devreme, să învăț despre cum e să lucrez cu copiii de la vârste foarte fragede, lucruri foarte diferite decât cele pe care le fac eu acum în cariera mea. Și cred că îmi vor fi de folos mai departe. E diferită generația aceasta de copii, de următorii jucători față de generația ta? Da, cred că e diferit. În primul rând, volumul jucătorilor este mult mai mic decât atunci când jucam. Sunt mult mai puțini copii care încearcă să țintească către o carieră de jucător de tenis, chiar de la 12-14 ani. Sunt tot mai mulți care renunță de vreme, se orientează către alte activități, poate mai multe distracții. Toți avem perioada asta de învățat, trăit și după aia împărtășit. A treia etapă din viața noastră în care împărtășești din experiența acumulată. Încă mai am mult de învățat în tenis, dar mă pasionează să lucrez cu copiii. Chiar am făcut un pic de practică în această perioadă, am fost pe la diferite cluburi de tenis să lucrez cu copiii, să vorbesc cu copiii, să văd exact cum e această experiență și cum e să faci pe o perioadă lungă, pe o întreagă zi, să stai acolo
să lucrez cu copii și cum e să lucrez cu diferite vârste. E ceva fascinant și am avut câte ceva de învățat despre mine din această experiență. Cum reacționează copiii când te văd și când joci cu ei? Sunt la început emoționați, cei mai mici nu știu ce se întâmplă, că nu știu dacă joacă cu min, cu tecău sau cu Nadal sau cu ei joacă tenis. Cei un pic mai mari care ne cunosc sunt un pic emoționați, vor să-și arate cele mai bune calități în perioada aia. Foarte curioși, asta mi-a plăcut la ei, că veneau către mine și puneau întrebări și e minunat când vine cineva la tine și te întreabă ceva specific din viața lor personală, ce se întâmplă cu ei în momentul ăla, în cariera lor. Știi, decât dacă te duce tu către ei să le povestești ceva ce crezi tu că au ei nevoie să învețe.